Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți tot pe canalul Corin Construct. Dragii mei, astăzi, după cum am zis, în clipul de ieri, trebuie să facem control de calitate a pereților și tavanelor. Deci trebuie să facem orice verificare, să ne asigurăm că este totul în regulă. Așa vom putea trece la următoarea etapă, care înseamnă aplicarea lavabilului. După cum am zis în intro, prima și prima oară vreau să mă dedic să-mi fund acea gaură. Și o să vă arăt cum se face cât mai profesional, dacă pot să spun așa, să nu se vadă nimic că a fost acolo o gaură. Procedeul este foarte simplu, deci ne vom folosi de această freză, exact freza care a fost gaura. Îi dăm spiralul jos, vârful. Asta este practica să vă țină, să nu suia în toate părțile freza, dar noi nu vrem să dăm gaură în mijloc. Deci ce trebuie să facem prima oară? Dăm o gaură, dar încercăm să nu iasă pe partea cealaltă, pentru că avem nevoie de hârtie. Deci, ok, deci nu am ieșit pe partea cealaltă. Acum, ce vom face? Vom tăia, facem câteva tăieturi. Încercăm să rupem pe toate. Ok, și acum încercăm să dezlipim rigipsul, nu? Ca hârtia noastră să ne rămână. Ok, deci cam așa trebuie să arate. După aia îl fasunăm puțin, îl îndreptăm, nu ne trebuie chiar așa de mare hârtia. Ok, deci acesta este peticuțul, îl punem acolo, nu va mai fi nevoie nici de bandă și va fi ce trebuie. Atenție mare, și peticul trebuie să-l amorsați, i-am dat cu CT17, deci bine amorsat să fie. Prima regulă este să încărcăm aici înăuntru. Aici suprafața deja a fost amorsată. Dar noi avem nevoie să intre și înăuntru. Chiar dacă este aceeași gaură, trebuie să luăm în calcul și grosimea frezei. Și la fel aici trebuie să umplem cu material. Cât și pe hârtie. Deci hârtia trebuie să fie acoperită. Menționez că acesta este material acela special pentru rosturile rigipsului. Ok, cam așa arată. Acum pur și simplu o punem aici. Thank you.
Ok. Eu, sincer, o să-i pun și o bucățică mică de profil și o să-i dau și cu un șurub să fie mult mai legat. Și cum am zis, punem și o bucată de profil. Asta e pentru o protecție în plus. Ok. După cum am zis, am făcut foarte puțin glit, CT-127. O să-mi pun puțin pe glitieră. Vedeți, foarte, foarte puțin. Și facem controlul. Deci va trebui să controlăm toți pereții din nou. În caz că găsim ceva, va trebui să facem reparația. Deci așa trebuie să controlăm toată suprafața, deci toată casa, practic. Și tavanul la fel. Dacă în caz că este ceva, imediat intervenim. Destrageți cât mai aproape posibil, fără să mai junghieruiți. Deci acum nu se mai junghieruiește, trebuie să iasă cât mai neted posibil. Oricum, dacă este o dungliță mică sau o găurică, nu e nevoie să încărcați. Cam acesta este procedeul. Am finalizat controlul de calitate. A durat aproximativ 40 de minute. Cei drept, pereții stau foarte bine, deci nu are ișcolo. S-a mai găsit câte un punctuleț, câte, ce știu eu, o mică zgârietură. Deci este totul finalizat. Acum putem spune că este gata, sunt gata pereții de următoarea etapă, adică aplicarea lavabilului. Cu excepția acestuia că trebuie să mai tragă, să mai dau alte două mâini, dar lăsăm o urmă. Ce trebuie să facem? Având în vedere că vom da lavabilul cu pompa, nu e la fel de simplu ca și cum s-ar da cu o bidinea sau cu un trafalet. Gata, avem acoperit pe jos și ne apucăm. E bine, domnul, dragii mei, la pompă trebuie să acordăm foarte mare atenție detaliilor, cum ar fi ferestrele trebuie acoperite și, cum am zis, prizele trebuie să le acoperim integral. Deci toate trebuie să fie acoperite. Va trebui să facem din acel carton așa bucățele mici de carton la toate prizele. O să vă arăt imediat cum le acoper eu. Deci procedeul este foarte simplu. După ce am introdus firele în interior, nu? Ele trebuie să stau acolo. Am făcut o bucată de carton exact cât este gaura dozei, nu?
Ce trebuie făcut? Trebuie îndoită puțin așa pe mijloc, nu? Ok? Și punem întotdeauna cu vârful către noi. Și automat va intra aici, în această parte, și apoi pur și simplu decât apăsăm, vedeți? Apăsăm și gata. Doza noastră este protejată. Acesta este modalitatea corectă. Același lucru va trebui să facem și la dozele mari de derivație, unde sunt toate firele care alimentează fiecare cameră în parte. Ok? Haideți cumva la treabă. Vor fi câteva de făcut, dar e foarte important să pierdeți timp, că după aceea, dacă ajunge lavabil acolo, nu va mai fi ce trebuie. Ok, dragi prieteni, am reușit cu toate dozele în siguranță, avem cartoane peste tot. Cam așa ar trebui să arate, să nu cumva să ajungă lavabilul înăuntru. Nu vreau ca conductorii să fie murdari. Peste tot este cum trebuie, inclusiv distribuitorii de la calorifere sunt acoperiți. Care este următoarea etapă? Va trebui să dăm cu aspiratorul peste tot. Când zic peste tot, înseamnă toate camerele, glafurile și așa mai departe, priviți cum lucește acest perete amorsat. Ce am mai făcut? Am șmirgherui și baia, este în parametri, urmează decât să-i dau amorsă. O să vă las pe aici, pe stânga-dreapta, o poză să vedeți ce achiziții am făcut. Va fi clip pe canal această săptămână, să pregătesc clipul. Este acolo unboxing și toate detaliile care vreți să le știți. Dar acum vom da cu aspiratorul. Deci toată suprafața trebuie să fie aspirată cu aspiratorul pe care îl avem în dotare, Bosch Gas 15. Aspirăm tot și apoi va trebui să punem scociul, să protejăm plinta și să învelim ferestrele cu nailon, să nu ajungă vaporii. Deci, dragii mei, astăzi ne dedicăm cu pregătirea. Contează foarte mult pregătirea. Când începem să dăm cu pompa, nu ne permitem atunci să facem una alta, să punem scoci și mai departe. Deci, întotdeauna pierdeți timp o zi înainte. Bine, dragii mei, cineva o să spună că este o pierdere de timp că aspir nailonul, dar credeți-mă că acea pompă are foarte mare presiune și când o voi ajunge cu pistolul aici, presiunea vaporii va împinge praful, va face un vârtej, dacă pot zic așa, și există riscul că praful ajunge pe pereți. Deci, pentru jumătate de oră, dacă aspir toată suprafața, nu-mi schimbă nimic. Dar vreau ca rezultatul să fie pe măsură. Exact cum vă spuneam, în aproximativ jumătate de oră am terminat toată suprafața de aspirat. Acum pot să zic că nu mai avem praf pe nicăieri. Se vede pătat, dar este doar pătat lipit de nailon, dar suprafața este aspirată. Deci cam așa trebuie să arate, să nu cumva să existe riscul să sară pe pereți praf. Ce am făcut? În această jumătate de oră, credeți-mă, am dat și amorsa în baie. Să vede că încă este ud. Acum voi rabata puțin fereastra
ce o să fac? O să mă apuc să sigilez toate ferestrele. Deci toate ferestrele voi pune scoci și nailon. Îmi pare rău că n-am găsit în zonă la noi scoci Tesa, recomand cu încredere. Ăsta e o petardă, dacă pot să spun așa. Sper că va ține. Vedeți, un scoci calitativ care l-am avut la început, aici a rămas. În schimb, scociul acesta galben, care e de 2 lei, îl plătiți, dar valoarea este de 2 lei. Priviți ce se întâmplă. Începe să dezlipească, deci e egal cu zero. Dar din păcate pe ăsta l-avem și a trebuit să mai iau încă unul. Haideți să mă bag să tai nailonul, să vedem cum reușim să îl poziționăm acolo. Este în jur de ora 15 și 10 minuțele, dragii mei, cam așa am reușit să ajung. De fapt, suntem în parametri, mâine, la prima oră, începem cu aplicarea vopselei lavabile. Totul este așa, adică acoperit. Aveți grijă când ați la pompă, deci trebuie să nu existe pe nicăieri nimic, pentru că presiunea intră peste tot. Și nailonul, bineînțeles, trebuie să fie întins. Deci toate camerele sunt în parametri. Am dat amurs inclusiv la baie, v-am arătat. Și nailonul pus, nu mai aduc proiectorul să arăt, dar să vede că sunt nailoanele puse peste tot. Ce trebuie să fac mâine la prima oră? N-am vrut să pun scociul acum, va trebui să pun scociul aici sus pe plintă. Vedeți exact cât este plinta. Trebuie să pun scociul deasupra, ceva de genul, cam așa, vedeți? Cam așa trebuie pus. Nu-l pun acum pentru că, v-am zis, este un scoci foarte prost calitativ. Și dacă îl pun acum, în seara asta, există riscul că până mâine îl găsesc exact cum e aici, să se dezlipească, cu toate că întotdeauna îi dau cu o cârpă, cu ceva, cu un șervețel înainte, să nu existe particule de praf. Dar, v-am zis, acel scoci galben este de evitat. Acesta, în schimb, vedeți, e altceva. Dar mâine voi face acest lucru, îl lipesc și apoi îi dăm bice cu lavabil. Da, dragii mei, s-a făcut deja seară, a mai trecut încă o zi cu avansarea acestui proiect. Mâine o să începem cu lavabilul și dacă avem timp, bineînțeles, vom face și curățenie. O seară frumoasă vă doresc, nu uitați să vă înscrieți la canal, este gratis, nu uitați să comentați, mă puteți întreba tot ce doriți dumneavoastră și ne vedem mâine.